Deci găsit azi în târg la Domnești. Este o sculptură din lemn la care s-a lucrat probabil ani de zile. Se adauge fiecare... Deci aici se vede că este făcută manual. În partea de jos a figurinelor. Dar detaliile sunt absolut superbe. Deci, te lasă fără respirație. Probabil că a lucrat ani de zile la chestia asta. Are cam 15 cm în adâncime. N-am idee ce țară, Mongolia, ceva asiatic oricum. Trebuie studiat. Deci pe fiecare statuie se vede baza, care este nu-i foarte bine prelucrată, probabil n-a fost nevoie. Deci nici nu ai ce să mai comentez la așa ceva. Spate se vede că este făcut manual. Pe spatele unor să încercăm să o ridicăm. Ops. Să nu o stricăm. Aici se vede că tot a pornit de la o bucată de lemn cu care au devenit chestiile din față. O bijuterie. A costat o jumătate de bandă de magnetofon.